Autoritățile locale din comuna Scoarța au inaugurat astăzi noul teren sintetic al școlii Budieni. Investiția a costat 170.000 de lei. Obiectivul va fi utilizat de elevii școlii Budieni, care din lipsa unui teren adecvat jucau fotbal pe stradă. În meciul de inaugurare a jucat chiar și primarul Ion Stamatoiu, ca fundaș dreapta, într-un meci în care au mai jucat și alți angajați ai primăriei, dar și consilieri locali. Secretarul primăriei este portar la meciul de inaugurare al terenului sintetic.